Bună dimineața! Astăzi e o zi în care de ce nu am putea să mergem la cules de ciuperci? Pentru că e vreme bună de ciuperci, Tibi? Astăzi ar fi o vreme bună de ciuperci, dar încă n-au ieșit cum trebuie ciupercile. Dar, din câte înțeleg eu, deci vreau să vă zic că de vreo două zile am parte de un curs intens despre ciuperci. Un fel de ciupercologie în varianta lectorului ad hoc Tiberiu Pintican. Am și primit manualul de ciupercologie, este o cărticică despre ciuperci, ghidul culegătorului de ciuperci. Sau, în cazul meu, cred că ar fi ghidul viitorului culegător de ciuperci. Acum, nu știu sincer dacă m-aș duce singură să culeg ciuperci, că s-ar putea să fie vorba aia, culesul ultimelor alimente pe care le testez în viață. Dar era o ciupercă interesantă despre care mi-a povestit colegul Tibi, care este foarte pasionat de ciuperci, revin. Da, deci la, cum îi zice la ciupercaia Amandina acum? Amanita și mai cum? Amanita Panterini. Panterina, oh my god. Deci Amanita Panterina, numai că nu mai știu, trebuie să o caut aici la cuprins. Bine, e adevărat că e foarte complex cuprinsul ăsta. Amanita, păi, doamne. Hai să facem felul următor, Tibi. Dau ție ăsta, găsești tu ciuperca și după aceea, știi? Uite așa. Așa. Deci îmi găsești tu. Deci aici toată cartea asta este plină numai cu ciuperci. Fiecare pagină este o ciupercă. Acum Tibi are pretenția ca eu să știu să găsesc Amanita Panterina asta. Panterina? Amanita Panterina. Bun. Până una alta, însă, vreau să vă anunț cu mare încântare că astăzi va fi alături de noi un campion, un premiant la oratorie, la public speaking, la domeniul ăsta în care te duci în fața unui număr impresionant de oameni și vorbești ca și cum ai povesti cu un prieten de-al tău. Ovidiu Oltean se numește el, de câțiva ani încoace tot culege premii la diverse concursuri de vorbit în public și astăzi vom vorbi cu el pentru că de curând a mai primit încă un premiu. Ai găsit, Tibi? Ah, ok, perfect. Mulțumesc foarte mult. Ia uite. Amanita Panterina. Acum, sigur, îl așteptăm pe colegul Tibi să facem și detalierea acestei lecții. Nu știu dacă v-ați fi așteptat că în această dimineață să vorbim despre ciuperci, dar e interesant. Uite aici, asta este ciuperca, Amanita, asta nu? Tibi, asta e, așa? Amanita Panterina. Bun. Și acum, care e treaba cu ciuperca asta? Fiecare ciupercă are câte o chestie probabil interesantă, dar asta ne-a atras atenția amândurora. Și scrie aici în carte despre, mă rog, cu pălăria, cu lamelele, cu piciorul, cu nu știu ce. La un moment dat, oare unde am zis noi că... unde am zis că scrie despre... Scrie despre... Amanita, băi, cu ceva cu somnul. A, da, fii atent, valoare alimentară. Deci scrie aici așa, valoare alimentară. Otrăvitoare, clar. La aproximativ la aproximativ jumătate de oră până la 3 ore apar primele simptome asemănătoare cu cele ale beției, dar nu ai vomă și diaree. Acum cu vomă așteptam, nu știam că la beție ai și diaree, în fine. Bun, urmate de un somn adânc de 10 până la 15 ore, la capătul căruia subiectul se trezește spontan. Subiectul se trezește spontan. Substanța toxică este acidul ibotenic. Mă rog, deci omul, să zicem, nu-și dă seama că e otrăvitoare asta și, mulțumesc foarte mult, uite, tot primesc aici scrisori cu porumbelul călător, așa, deci nu-și dă seama că e otrăvitoare, culege frumos, o mănâncă, probabil că are și un gust, are gust bun, Tibi, nu știi că n-ai încercat. Bun, și apoi ce să vezi? Ție somn și vș, la orizontală. 10-15 ore tot dormi și după cele 15 ore te-ai trezit spontan. Acum pe mine m-a distrat treaba asta cu trezitul spontan. Cum te trezești spontan? Trezirea spontan? Cum?
Sau unde te trezești spontan asta? Nu știu, ai avut experiențe de astea, Tibi? Unde te-ai pus să dormi într-un loc și te-ai trezit în alt loc? În fine, probabil că e o reacție specifică dată de ciupercile astea, nu-mi dau seama, nici n-am testat, nici n-am văzut și, cum spuneam, abia astăzi intru în această lume. Mă rog, probabil că în general sau când în liceu, undeva la biologie, am mai făcut ceva lecții despre ciuperci, dar în mod special despre Amanita panterina asta nu mi-aduc aminte. În fine, deci m-am mai gândit după aceea la povestea asta cu Romeo și Julieta, știi? Că și acolo subiectul, cum folosește aici cartea cuvântul, subiectul a căzut într-un somn adânc, toată lumea a crezut că a murit și apoi dintr-o dată s-a trezit spontan. Da, probabil că acest fel de trezit este spontan, mai că din păcate acolo a fost un pic tardiv. Mă rog, dacă ar fi fost spontaneitatea aia mai spontană, atunci probabil că și povestea ar fi avut alt sfârșit. Da, deci subiectul se trezește. Da, mai făcea Tibi, colegul, încă o mențiune. Dacă mănânci puține, te trezești spontan. Că dacă mănânci mai multe, te trezești spontan pe lumea elaltă, cum ar veni. Da, Doamne ferește, e complicată treaba asta cu ciupercile, sincer să zic. Și pentru că eu nu mă pricep să fac deosebire foarte clară între cele care sunt otrăvitoare și cele care nu sunt, aș putea să identific alea cu pălărie roșie și puncte albe. Acolo cred că oricine trebuie să ai cam un sfert dintr-un neuron să-ți dai seama că alea sunt otrăvitoare. Da, să zicem. Dar din punct de vedere a recunoașterii ciupercilor, cam pe acolo sunt eu. Mai mult de atât nu. În schimb, de exemplu, alte persoane din anturajul meu cunosc ciupercile și merg la cules de ciuperci, așa, ca și cum aș merge eu în piață să văd astăzi iau niște leuștean, poate mai iau și niște ridic sau chestii de genul ăsta, adică fără niciun stres. Interesant. Și mai era încă o treabă așa un pic, paranteză mică, distractivă pe care am discutat-o tot cu colegul Tibi. Nu așa, Tibi, despre cartea în limba maghiară. Și în limba maghiară parcă era o altă conotație, nu știu cum, sau cum. Nu indică. Da, da, deci în cartea în limba maghiară pe care Tiberi o are în biblioteca lui foarte generoasă, scrie acolo că la Amanita panterina este extrem de otrăvitoare, ceva de genul nu mâncați deloc, deloc, deloc. Bun. Și atunci eu mi-am pus întrebarea atunci în cartea asta în limba română. De ce nu zice că este super, super otrăvitoare? Scrie aici că e otrăvitoare, dar zice că dormi 10-15 ori după care te trezești spontan. Și adică înțelesul ar fi cumva că da, nu e așa otrăvitoare, dar nu exagere, nu e letală, cum ar veni, nu e omorătoare, știi? Poate că într-un fel e mesajul pentru... A? Și într-un fel... Mă rog, nu. Nu vrem să sugerăm mai nimic. Ok. Astăzi avem multe ziare pe aici, mai multe decât de obicei. Nu știu de ce, poate a fost ieri o zi mai cu inspirație pentru toată lumea din redacții. Haideți să vedem un pic despre un eveniment tare fain care se petrece în aceste zile la Cluj, eveniment cu... Că tot vorbeam de cărți, nu? Tot vorbeam de cărți. Hai să mergem la târgul de carte, Gaudeamus, pentru că se desfășoară în centrul Clujului și deja ia nu știu câta ediție. Și sunt foarte multe cărți acolo. Apropo, chiar mâine unul dintre colegii noștri... Băi, vezi ce de colegi cu carte avem? Mâine unul dintre colegii noștri, Cristian Mureșanu, va lansa o altă carte. Chiar mâine dimineață, poate înainte să meargă la târg, îl cooptăm în platoul nostru să ne vorbească despre cartea lui. Dar până una alta, detalii despre târgul de carte Gaudeamus de la Cluj. Cartea este, conform dicționarului explicativ al limbii române, o scriere cu un anumit subiect, tipărită sau broșată în volum. De mii de astfel de volume vor avea parte în următoarele 4 zile cei care vor trece pragul târgului Gaudeamus. De la an la an se vede interesul celor care vor să citească și încet, încet ne întoarcem la tradiții, ca să spun așa, să stăm cu o carte în mână. Deci am venit cu o ofertă foarte diversificată de titluri și foarte multe noutăți, în special pentru copii și pentru dezvoltare personală. Prețurile diferă, fiind târg de carte, se aplică și reduceri mai speciale și sunt prețuri pentru orice buzunar, ca să spun așa. Cumpărătorii vor beneficia pe perioada târgului de reduceri substanțiale care pot ajunge până la 50%. Acum chiar mă uit după niște cărți clasice, gen Emily Jane Austen, Charles Dickens, Oscar Wilde,
că simt că am citit prea puține, dar sunt tot felul de cărți. Super. Prețurile? Super bune. Numai bune pentru elevi, studenți. Nu am căutat nimic în mod specific, numai că efectiv sunt adepta cărților, așa că când găsești ceva... Ce v-ați cumpărat? Literatură, science fiction, orice limba engleză. Printre standurile de carte am găsit-o și pe scriitoarea Ana Blandiana. În general cumpăr la București ceea ce știu că apare și cumpăr imediat. Programul celor patru zile este înțesat de evenimente interesante, lansări de carte, conferințe, mese rotunde la care vor participa scriitori, traducători, critici literari, reprezentanți mass media și devoratori de carte. Raftul liber e un loc de schimb de carte, acolo unde orice trecător poate veni să-și aleagă o carte și să lase o alta în schimb. Pe ideea că un târg de carte este un loc al democrației culturii, unde se întâlnesc scriitorii cu cititorii și pot să se cunoască, pot să schimbe liber idei. Târgul deschis astăzi poate fi vizitat până sâmbătă între orele 10 și 20, iar duminică între 10 și 15. Da, târgul de fapt s-a deschis ieri, știrea preluată din jurnalul de aseară. Colegul Alin, ați văzut, a fost acolo, pac, să ia și păreri de la oamenii care pur și simplu au venit să-și cumpere o carte și de la scriitor, cum era Ana Blandiana, și de la organizator și așa mai departe. Da, tot în jurnalul de aseară am mai remarcat încă o știre tare faină și am zis că trebuie să punctăm și noi pregătirea, desigur, pentru... locul cel mai bun, cel mai râvnit de către oricine intră într-o competiție, mai ales sportivă, sau, mă rog, zic eu mai ales sportivă. Mă gândeam la lotul pregătit de antrenorul Florin Berceanu, vorbim de judo, și poate aruncăm o privire în sala de antrenamente a fetelor. În prima zi, fetele antrenate de Florin Bercean vor intra pe tatami să-și verifice pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Rio. La categoria 48 de kg, Monica Ungureanu, judoka numărul 7 mondial, vrea să confirme forma foarte bună în care se află. Recenta medalie de aur cucerită la Grand Prix-ul de la Tbilisi n-a fost decât o confirmare a pregătirii sportive antrenate de Florin Bercean. Este foarte importantă comunicarea cu antrenorul de pe margine, dar trebuie... să simți tu adversarul. Degeaba antrenorul îți spune să faci o tehnică. Dacă tu nu simți să o faci, nu are rost să o faci. Și Corina Căprioru, vicecampioana olimpică a categoriei 57 de kg și judoka numărul 2 mondial, este cu gândul la podiumul din Kazan. Sunt foarte mulțumită de cum îmi ies antrenamentele. Sunt mulțumită atât fizic, cum mă comport în sala de judo, cât și antrenamentul care îl fac mental. Eu zic că sunt bine, totul depinde de ziua respectivă, să nu uit când sunt la competiție, indiferent de valoarea competiției, să nu uit de ce sunt acolo. Judoka numărul 1 mondial a categoriei 52 de kg, Andreea Chițu, și probabil cea mai în formă judoka româncă a ultimilor 3 ani, dorește să-și păstreze poziția în clasament și după această ediție a campionatului european. Chițu va încerca să cucerească cea de-a treia medalie de aur. Munca de zi cu zi, intensitatea antrenamentelor și sacrificiile pe care le-a făcut își vor arăta roadele, speră sportiva, joi când va intra în competiție. E o presiune care se resimte. A fost presiune și la campionatele mondiale și la campionatele europene și bine, nu se compară cu Jocurile Olimpice categoric, dar eu sunt optimistă și cred că voi face față acestei presiuni și voi încerca să transform, să fie în beneficiu meu. Sâmbătă intră pe tatami Daniel Natea la categoria plus 100 de kg. În România, Natea domină această categorie de câțiva ani. Medalia de aur cucerită de Natea la Openul European de la Praga îi dă speranțe sportivului legitimat la Valeriana Târgoviște la un loc pe podium. Succes! Acum, e adevărat, cum spunea și judoka în reportaj, e o presiune, da, e adevărat, dar nu că n-aș face față. Acum, fetele astea și, în general, un sportiv care se antrenează în mod conștiincios, face față presiunilor de orice fel. Și acelea în care vin în jurul unei competiții sportive, dar și a presiunilor care intervin în viața sa de zi cu zi. Asta e... cum să zic eu, e de fapt un lucru foarte cunoscut. Ok, în clipele următoare haideți să vedem cât de interesantă se arată a fi vremea de azi.
Păi, astăzi, ce să zic, ne așteaptă o zi cu temperaturi așa și așa. Nu sunt exagerat de ridicate, dar sunt acceptabile. Uite, în zona Radului, de exemplu, 17 grade Celsius, la Deva tot 17, 15 grade. În zona Bihorului vor fi astăzi cel mult. La amiază, în Satu Mare, vor fi 15 grade, la fel și în Baia Mare. În zona Clujului, 14 grade Celsius va fi temperatura cea mai ridicată, iar la Alba Iulia, 17 grade Celsius. Și la Brașov, undeva pe la 13 grade se arată, la Miercurea Ciuc 11, la Sibiu 15 grade și aceeași temperatură maximă și la Târgu Mureș. Pentru mâine, în cazul în care vreți să știți, temperaturile sunt un pic mai ridicate. De exemplu, zona de vest, zona Bihorului, va fi cam pe la 21 de grade Celsius din punct de vedere meteorologic. Baia Mare și Satu Mare cam 19 grade cel mult. La Cluj 18, la Sibiu 19. Mâine la Brașov vom avea cel mult 18 grade Celsius. Ok, acceptabil, nu înghețăm foarte mult. Mă rog, apropo de înghețat, cu ghilimele, că nu înghețăm propriu zis, dar a fost destul de răcoare și în această dimineață. Colegul Cristian a zis, doamne, a fost așa de frig, a trebuit să-mi iau fularul. Zic, Cristian, dar câte zile, câte grade au fost afară în această dimineață? 2 grade. Acum, e drept, la 2 grade cam trebuie să-ți iei fular de obicei, dacă vrei să fii sănătos și nu răcești, așa cum cam pare că mă târcolește o răceală și pe mine. Bun. Am scăpat într-un fel sau altul, că doar în 2016 să ne omoare o răceală, deși, na, mă rog, răceală, nu gripă, bun. Deci nu cădem pradă efectului letal al răcelii, dar mergem mai departe să căutăm titluri interesante în presa de azi. Mergem cu Ani la psiholog. Despre ce să fie vorba în jurnalul Bihorean. Ofițerul psihologic Sonia Dana Oieru a câștigat la Curtea de Apel Oradea procesul cu Agenția Națională de Integritate. Sancțiunile anumitor autorități publice care frizează flagrant un tratament diferențiat nu rămâne sancționate la rândul lor de justiție. Un raport lansat de Ani, care o declara incompatibilă pe comisar șef psiholog Sonia Dana Oieru pentru că desfășoară activități după orele de program în propriul cabinet de psihologie cu acordul prealabil al aceleiași instituții și al conducerii inspectoratului, cred, cel puțin uitat în această speță, a fost anulat de către magistrații Curții de Apel Oradea. Adică nu e și firesc. Și eu sunt de formație, nu știu ce, psiholog, da? Bun, vin și fac emisiune la televizor, de exemplu. Bun, după ce îmi termin emisiunea, păi mă duc înapoi în cabinetul meu și desfășor meseria de psiholog sau, mă rog, ce-o fi, nu? Și mai mult decât atât, am vorbit cu instituția la care vin să fac emisiunea și zic, bă, domnilor, știți, îmi trebuie un venit suplimentar, adică... Nicio problemă, acordul scris, pac. Și pe urmă se trece cineva să zică e ilegal, dar de ce? De ce să fie ilegal? În fine, pare destul de logică treaba asta. Cu siguranță există niște detalii care au pus de fapt paie pe foc pentru a se ajunge la procesul în sine. Olimpiada Națională de Religie are loc la Oradea. Elevi din 16 județe, chiar 16 județe se întrec în religie, iar cei mai buni vor fi recompensați cu cărți religioase. Apropo de asta, cred că astăzi oare sau ceva de genul ăsta, în perioada asta își lansează cartea și părintele Andrei Cuț, nu, de aici din zona Clujului. Apropo de cărți, zic. Monitorul Express, să mergem puțin în Brașov, 2000 de semnături pentru salvarea gării Brașov. Tânăra brașoveancă Mihaela Mariș, care a lansat în decembrie o petiție pentru salvarea gării Brașov, speră să determine Ministerul Transporturilor să aloce bani pentru modernizarea gării Brașov sau să accepte trecerea clădirii în administrarea primăriei. E drept că n-am mai fost în gara Brașov de ceva vreme, dar cred că dacă s-a făcut o petiție în acest sens, lucrurile nu sunt deloc cum trebuie. O altă
o altă știre despre controlele de Paște, care s-au lăsat cu amenzi de peste 67.000 de lei. Și putem să citim și despre Alpin Film Festival la Brașov, pentru că începe, cred, astăzi. Zi de zi de Mureș. Proiectele Batoșului continuate de Dumitru Dinu Cotoi. Cred că-s treburi din astea un pic pe administrație. Da, 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 este și la sectorul administrație, nu contează. Dorin Florea vrea al cincilea mandat, deci tot cu administrație. Proiect de 7 milioane de lei finalizat la Sân Paul. Este vorba tot de o chestie pe administrație, pentru că primarul comunei Sân Paul, Simon Ișvan, vorbește despre povestea asta. În fine, în rest... Se mai scrie despre Olimpiada de Matematică de la Mureș sau despre un proiect care se numește Pământul are febră și care ia startul în această perioadă. Mesagerul de Bistrița Năsăud scrie despre bistrițenii care își pun miei la vânzare pe internet. Într-o vreme ne miram că oamenii își pun mașinile de vânzare pe internet și ne miram și de faptul că sunt cumpărători care, iată, acceptă această... acest loc de ofertă, de, cum să zic eu, display and offer, cum se zice în română, mă, deci, ce aiurea, cum, Jigo, lasă telefonul și zi-mi aici, cum se spune în românește to display, afișa, locul în care se afișează oferta, asta e. Bun, Paștele se apropie cu pași repezi, iar crescătorii de oi profită de puținul timp rămas și încearcă să-și vândă marfa chiar și pe internet, mielul în viu, direct de la crescător, se cumpără cu prețuri cuprinse între 10 și 15 lei kilogramul. Mâncătorii de semințe sunt în vizorul poliției locale. Mai mulți bistrițeni au fost amendați săptămâna trecută de polițiștii locali după ce au fost prinși aruncând coși de semințe pe jos. Nu este prima dată când oamenii legii sancționează astfel de fapte. Bravo! Eu zic că e o treabă bună pe care am văzut, pe care am văzut că o practică și autoritățile din alte țări, iar rezultatele au fost chiar foarte bune. Ziua de Cluj scrie despre mini-hub-ul de transport public de la Cluj. Autobuzele de Florești se întâlnesc cu troleibuzele, tramvaiele și taxiurile de Cluj pe o arie restrânsă. Deci cum? Consilierul local Radu Moisin a solicitat companiei de transport public în luna martie să conceapă liniile metropolitane în așa fel încât floreștenii să nu fie lăsați în stația Bucium, ci să fie transportați până în centrul municipiului. Moisin vedea în acest demers două avantaje. Faptul că locuitorii din Florești nu ar trebui să mai schimbe cel puțin două mijloace de transport în comun până la serviciu și, drept consecință, că mulți dintre ei vor alege să își abandoneze mașinile în parcarea de acasă. Ceea ce sper să se întâmple, într-adevăr, până de curând, acum chiar anul ăsta, de exemplu, oare anul ăsta am fost cu autobuzul? Am fost, măi, am fost și anul ăsta cu autobuzul. Acum două luni, într-adevăr, am circulat cu autobuzul și remarcasem chestia asta, dacă eu din Florești vreau să iau autobuzul și să mă duc, nu știu, în alt cartier din Cluj, atunci, într-adevăr, trebuie să schimb mai multe mijloace de transport. Acum, eu mai zic încă o chestie. Dacă, de exemplu, aș avea legături bune pentru ruta asta, de exemplu, Florești-Cluj, aș merge cu atât mai mult cu autobuzul. Dar, dau un exemplu, da? De unde locuiesc în Florești, ca să ajung până aici, la studioul din Grigorescu, nu am legături directe. Deci nu am, mă duc pe o rută și ca să ajung în Grigorescu ar trebui să iau din altă parte. Înțelegi? Deci nu e din același punct să pot să iau mai multe. Deci e un nod cretinoid. Și acum, să fim serioși, eu nu cred că sunt singurul om din Florești care are nevoie să ajungă în această zonă din Cluj-Napoca. Mă rog, acum, dacă ar ajunge până în centrul Clujului, poate că de acolo, oare de acolo este? De acolo cred că este, din Piața Mihai Viteazul, dar și centrul Clujului. Clujul, după cum bine știți, este un oraș așa, cu un centru destul de larg. Nu este un singur punct de centru al mijloacelor de transport în comun. Sunt mai multe și acum, dacă, să zicem, mi-ar ajunge linia mea până în centru însemnând memorandum, iar în Grigorescu ar trebui să iau din Mihai Viteazul, care tot centru este, dar eu cu totul alt punct, iarăși nu e pont, cum se zice. Zice eu, trebuie gândit într-adevăr foarte bine sistemul ăsta. Dar problema este, din punctul meu de vedere, bine ridicată. Și cu siguranță or fi aceleași chestiuni impuse în discuție și din celelalte zone, gen venind dinspre Apahida sau zona Feleacului sau nu știu, alte chestii astea. Făclia. Salariul premierului Cioloș a fost în ianuarie de 15.825.
Ok. Bine. Da, să știm și noi ce salariu. Propunerile PNL pentru Consiliul Județean Cluj. Văd că este un articol despre chestia asta. ALDE Cluj a desemnat candidații pentru Comuna Florești. Organizația județean, organizația clujeană a Partidului Socialist Român. Partidul Socialist Român și-a stabilit candidații pentru Consiliul Județean. Bun, iar deci numai despre chestia asta. O importantă delegație de clujeni din diverse domenii în vizită în Republica Moldova. Oh, ok, bun. Asta pentru ce? Pentru ceva înfrățiri mai aprige sau ce? O delegație formată din reprezentanții Consiliului Județean, mediului de afaceri, nu știu ce, și ai organizațiilor neguvernamentale implicate în proiectul Capitala Culturală Europeană Cluj-Napoca 2021. S-a aflat în aceste zile în Republica Moldova, delegația a fost condusă de principele Radu Duda. Iar scopul vizitei a fost de a identifica oportunități de colaborare atât la nivel al administrației locale, cât și în domeniul economic, cultural și în zona neguvernamentală. Ok, bine, mi se pare un pic cam ciudățic, dar mă rog, acceptăm. Monitorul de Mediaș scrie despre Muzeul Municipal Mediaș, care împlinește 115 ani. Acum 115 ani Mediașul făcea primii pași pentru înființarea unui muzeu prin implicarea profesorilor Carl Martin Romer și Ludwig Binder. În mai bine de un secol de existență, muzeul a trecut prin multe. A schimbat mai multe denumiri și sedii, a câștigat și pierdut colecții, a avut chiar și un mecanic auto la conducere în perioada comunistă. A fost în criză de spații, dar a mers înainte. Alături de muzeograful dr. Viorel Ștefu, monitorul de Mediaș propune o incursiune în istoria fascinantă a muzeului. Îmi place această introducere și recomand acest reportaj în paginile 6-7 din monitorul de Mediaș. Bun. Alte ceva, ia să vedem. Monitorul de Cluj. În Consiliul Local tăcerea e de aur. În Consiliul Local tăcerea e de aur. E oficial, criticul Ioan Bâldea nu mai e pe lista PNL. Adică ceva de genul, dacă vorbești, zbuș, băști cu tine. Dacă ești tăcut, rămâi pe listă, da? La asta cred că face. Colegii au reproșat singurului consilier care a deschis gura în ședințele deliberativului local că nu joacă în echipă și nu l-au mai vrut printre ei. Așa vor putea tăcea în cor fără să deranjeze primarul. Ah, ce fain, într-adevăr. Chiar că Bâldea asta a remarcat în ultima vreme, cel puțin în ultimul an, s-o fi remarcat și înainte de alunura mea, remarcat eu, dar în ultimul an l-am tot văzut în presă și pe pagina asta de Facebook, iarăși era foarte activ, tot fel de propuneri, ba una, ba alta, ba hai să facem și chestie, că ceva nu-i bine, că hai să punem în discuție, mă rog, că e ieșit sau nu e ieșit, nu știu asta dacă e cel mai important lucru. Dar omul părea să se implice, adică deschidea subiecte care erau de interesul comunității, știi? Și nu le-a deschis numai acum înainte de, nu știu, alegere. Asta iarăși mi se pare o chestie bună. Eu nu-l cunosc pe acest Ioan Bâldea, dar mă rog, nici nu trebuie să-l cunosc, ce treaba mea să-l cunosc sau nu. Maghiarii nepărând la Bruxelles în problema retrocedărilor bisericilor. Un alt titlu, liftul de la Medicina Muncii a căzut în gol cu pacienți cu tot. Vai de cap, da. Mi-aduc aminte că am văzut și azi seară știrea asta, dar am zis că bă, nu mai insistăm iarăși cu liftul ăsta. Da, ce vor clujenii de la viitorul primar? Este un alt articol. Pescare amenință guvernul cu judecata sau un alt titlu pe care îl găsim aici pe prima pagină. Primăria Cluj-Napoca ar putea supraimpozita unele clădiri. Serios? Da. Alea cred că neîngrijite. Iar pe ultima pagină, cea de sport, scrie despre, pe ultima pagină se scrie despre UBT, care a câștigat al doilea meci cu CSU Atlasib Sibiu din play-off. UBT Cluj a reușit să se impună în fața celor de la Sibiu în ambele meciuri disputate până acum. Potec reprezintă România la aprinderea flăcării olimpice și mai putem să citim despre femeile pilot din Formula 1, care că nu ar fi luate prea în serios. Bernie Ecclestone, directorul executiv al Formula One Group, a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă că femeile pilot din Formula 1 nu ar fi luate în serios și este de părere că femeile nu sunt capabile din punct de vedere fizic să piloteze monoposturi foarte rapide, notează BBC. Bernie Ecclestone a mai declarat că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să conducă Europa. Ar trebui să conducă Europa! Și și-a exprimat susținerea pentru Donald Trump, candidat la președinția SUA. Oh my God! Oh my God! Da, iată, niște păreri, desigur, ale unui individ care, ce știu. În fine, nu mai comentăm. Cluj Manifest, văd că este săptămânal, a apărut
pentru perioada 19-25 aprilie, îl are pe Boc pe prima pagină, taximetria Batovina. Pagina 3. Ce să fie aici? Primarul Emil Boc între ciocanul autorizațiilor de taxi și Nicovala taximetriștilor. În prag de campanie electorală, primăria clujeană și însăși primarul Emil Boc are în mână un cartof fierbinte, care arde teribil, jonglatul cu acesta fiind unul extrem de neplăcut. Na, ok. Germanii sunt cei mai doriți investitori, sigur că știm acest lucru, dar un reportaj mai pe larg despre subiectul ăsta avem în paginile 4 și 5. A, nu știu și cu Boc ăsta. Umblă vorba că s-ar putea să nu mai candideze la următorul mandat. Nu știu în ce măsură o fi adevărat, nu o fi adevărat. Tu ai auzit ceva despre asta? Ai auzit și tu? Nu e adevărat așa, e va candida? Ma, habar. Deocamdată așteptăm să vedem că toată lumea, ai văzut, băi, și ăștia cu PNL-ul. Doamne, m-am uitat aseară ieri la știri cu PNL-ul. Nu știu câte le-a schimbat și chiar Pătrarul făcea un pic de mișto. De fapt, făcea foarte mare mișto de toate schimbările astea cu candidatul PNL-ului pentru primăria Bucureștiului. A fost cu ăsta Maria Munteanu și chiar l-am urmărit înainte, deci atâta s-a vorbit despre el, zic, bă, hai să văd și eu cum e omul ăsta, da? Și am urmărit câteva emisiuni la diverse posturi de televiziune. Ce să zic, sincer m-am întrebat oare de ce l-or fi ales pe el, oare nu ar avut deloc o altă variantă pentru primărie? Am dedus că nu. Bun, acum se pare că se forțează să găsească pe altcineva. Acum îl avem pe Predoiu. Pătrarul zicea aseară că Predoiu de fapt era într-o altă curte de post și acum a trebuit să fie mutat de acolo că na, au venit criza peste ei. Da, om vedea ce o mai fi. Doamne, doamne. Transilvania Reporter, lecția de toleranță în săptămână altfel. Pe prima pagină, dacă avem prima pagină, avem o imagine, avem o poză cu o horă. O horă în care avem și tinerii îmbrăcați în costum național, dar și ce avem acolo? O măicuță sau avem o musulmancă, nu știu, ceva de genul ăsta. Deci oricum e ceva atipic, dar este o horă a prieteniei, înțeleg eu aici. Ești bine, Jigo? Nu? Nu ești. Ok. Popularitatea mea e fizică, dar îmi place că elevii învață în afară de formule. Îmi place ca elevii să învețe, care da, într-adevăr, sunt foarte importante. Ce, Dumnezeu, de... Deci, reluăm. Particularitatea mea e fizica. Particularitatea mea e fizica, dar îmi place ca elevii să învețe în afară de formule, care da, într-adevăr, sunt foarte importante și lucruri care să le folosească în viață, mai ales în societatea în care trăim. Ok. În fine, o fi transcriere din partea asta de vorbit. De... Acum, când vorbești, nu poți întotdeauna să faci cele mai bune acorduri sau să-ți duci întotdeauna fraza până la desăvârșirea ei, știind să o prezinți într-o perfecțiune. Ok. Îi văd pe copiii mei când vin de la școală. Le lipsesc și lor aceste lecții de viață. Mulți consideră că aceste activități sunt o pierdere de vreme, dar eu cred că cel mai important lucru este să îi formăm pe elevi pentru viață, spune Mihai Mărgineanu, profesor la liceul Avram Iancu din Cluj. Un articol despre școala altfel, despre săptămâna altfel, avem în paginile 4, 5, 6, 7 și 8. În rest, Vasile Țopa, de la student la rector. 40 de ani. Frumos. Din fost pușcaș marin în mentor pentru barmani. Mă rog, e și asta o transformare. Și mai putem citi despre Liliana Cazacu. Ea îi ajută pe tineri să-și descopere pasiunea în IT. Nice. Ok. Mai luăm pe scurt câteva titluri din încă vreo 4 ziare. Unirea scrie despre Levi, care este maratonistul fără o mână din Aiud, care vrea să străbată România pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer. Tânărul ăsta e foarte, foarte fain, foarte ambițios, foarte sufletist. Și, cum să zic eu, chiar poate să dea lecții de viață tuturor. Da? Avem ziarul Unirea, dacă l-avem numai la dispoziție. Dacă l-avem. Să-l vedem și pe Levi, care este maratonistul despre care vorbeam mai devreme. N-avem ziarul Unirea? Asta. Uite, ăsta este Levi. Băi, deci este colosal omul ăsta. Îți dai seama? Câtă ambiție pe el și câtă... Cum să zic, câtă dorință de a demonstra că se poate. E tare. Bun,
Un alt ziar, Actual de Maramureș, exclusivitate Actual de Maramureș. Clanul Munteanu produce dezastre în pădurile din Țara Lăpușului sub protecția unor lideri ai PNL Maramureș. Urmăriți subiectul cu interes. Primarul Cherecheș i-a convins pe șoferii de la Urbis. Asta cred că am citit ieri eu știrea asta, nu, să renunțe la protest. Ok, da, și mai avem vocea Transilvaniei care scrie pe pagina de Sălaj despre un control al Inspectoratului General de Aviație. Controlul ăsta vine cu dublarea cheltuielilor. De ce? Pentru că trebuie și un hangar pentru elicopterul SMURD. Și mai avem încă un subiect, Ora de Știri. La Ora de Cluj găsim o știre despre Chiat care merge mai departe, licitația pentru drumul spre incubatorul din Lomb, confirmată și de Curtea de Apel Cluj. Magistrații Curții de Apel au respins joi, nu miercuri, azi e joi, nu azi e joi, sau azi n-au respins, că abia vin la serviciu, mă rog. Au respins contestațiile firmelor Diferit și ARL față de rezultatul licitației pentru realizarea drumului de acces către orășelul industriilor creative din zona Lomb. Și firma desemnată inițial a fost Chiat asta. Primăria a atribuit în urmă cu 2 ani contractul de realizare a drumului de 4 benzi firmei cu pricina, în valoare de 18 milioane de lei este contractul acela. Firmele Diferit și Întrepriza de Repariție și Lucrări au contestat descalificarea motivată de lipsa fișei tehnice pentru pompare. Mai multe detalii însă se găsesc acolo în articol pe oradeștiri.ro. Hai în clipele următoare să vedem repede de-a lungul timpului, în data de 21 aprilie, ce s-a întâmplat. Alexandru Ioan Cuza sancționează codul penal care intră în vigoare în anul 1865. S-a întâmplat asta într-o zi de 21 aprilie în anul 1864. În 1882, la Sankt Petersburg, în 21 aprilie desigur, a fost încheiat un acord între România și Rusia cu privire la lichidarea datoriilor din războiul din 1877-1878. În anul 1944, femeile din Franța și-au câștigat dreptul de vot. Iar în anul 1949, Maria Callas se căsătorește cu Giovanni Battista Moneghini, deși îi separă o diferență de vârstă de 37 de ani. În anul 1965, România a devenit membră a Organizației Aviației Civile Internaționale, iar în anul 1995, exploratorul Teodor Negoiță devine primul român care atinge Polul Nord. Asta s-a întâmplat în cadrul unei expediții de cercetare. Bine, era o expediție rusă de cercetare, dar până la urmă ce contează? În anul 2009 s-a anunțat descoperirea planetei extrasolare Gliese 581e, cred că așa se citește, habar n-am, dar oricum denumirile astea mai nou nu sunt Pluto, da? Ce simplu era Pluto, Mercur, simplu, acum trebuie să pui Gliese 581e și asta e încă totuși un caz fericit. Bun, care se rotește în jurul stelei Gliese 581, fără E, din constelația Balanță, aflată la 20 de ani lumină de planeta noastră. În 1816 s-a născut Charlotte Bronte, iar în 1926 regina Elisabeta a II-a a regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a născut și ea. În 21 aprilie, deci cum ar veni, e ziua ei, dar atenție, nu astăzi, din câte am înțeles eu, nu astăzi se sărbătorește ziua ei, ci doar pe undeva prin iunie. Probabil că atunci este mai fain afară și na, ne bucurăm cu toții mai mult, nu-i așa, de ziua reginei. Mă rog, asta e o ciudățică treabă, adică, frate, dacă ziua ta e în 21 aprilie, păi 21 aprilie atunci să fie și ziua în care să sărbătorești ziua, dacă nu, nu. Ok, hai să vedem și horoscopul cum arată. Această zi de 21 aprilie e de bine, nu e de bine pentru fiecare zodie. Berbec, un prieten, vă ajută să clarificați o neînțelegere cu persoana iubită apărută
desigur, din cauza unor bârfe. Dar aveți răbdare, totul va reveni la normal. Taur, aveți multe de făcut atât acasă cât și la serviciu. Dar se pare că nu sunteți în formă, sunteți irascibil și riscați să vă luați la ceartă cu cei din jur. Gemeni, sunteți plini de energie astăzi și reușiți să aduceți la bun sfârșit o lucrare mai veche. Nu vă grăbiți să refuzați o propunere de colaborare, că s-ar putea să iasă niște bani frumoși de acolo. Rac. Din păcate nu reușiți să vă încadrați în programul de la serviciu nici cum. Desigur, șefii sunt nemulțumiți și colegii sunt de asemenea nemulțumiți. Vă lipsește și entuziasmul, dar e de înțeles într-un fel. Leu, sunteți cam nemulțumit de atitudinea celor din jur, astfel riscați să deveniți și impulsiv. După amiază primiți o sumă de bani importantă, poate cu asta se mai schimbă puțin lucrurile. Fecioară, vă enervați la serviciu pentru că nu reușiți să vă terminați treaba la timp. Apelați la ajutorul colegilor pentru că sunt acolo dispuși să vă ajute. Ar fi bine să-i ajutați și persoane iubite că... Mă rog, încă o mai iubiți pe persoana asta. Că o fi el, că o fi unia. Că o fi un el sau că o fi o ea. De la fecioară mergem la balanță. Ar fi bine să vă rezolvați dimineața problemele importante, că după amiază nu o să mai aveți chef de aproape nimic. Dorința voastră de libertate poate să ducă la o deteriorare a relațiilor cu persoana iubită, așa că aveți grijă cum gestionați asta. Ce faceți acum o să aibă consecințe, ori într-un fel, ori în celălalt. Scorpion, aveți ocazia să faceți schimbări importante pe plan sentimental. Dimineața faceți cunoștință cu o persoană care vă atrage atenția din prima clipă și poate chiar veți pune la cale o lungă prietenie. Săgetător, s-ar putea să fiți astăzi cam nemulțumit de atmosfera creată la locul de muncă de un coleg. Cine știe ce agitație stârnește el pe acolo. Important este însă să nu vă angajați în discuții aprinse. Capricorn, astăzi s-ar putea să vă certați cu persoana iubită pentru că și că vă înțelege greșit sau nu vă înțelege. Încercați însă să lămuriți lucrurile cu calm. Vărsător, dacă plecați într-o călătorie, puteți să fiți optimist, totul se derulează conform planurilor, relațiile cu prietenii sunt foarte bune, dar e posibil ca unele discuții să apară cu partenerul de viață. Și pești, e posibil să aveți probleme la serviciu dacă nu respectați indicațiile șefilor. Astăzi șefii tună și fulgeră. Amânați tranzacțiile financiare și deciziile importante de afaceri. Lăsați-le pe mâine, o fi mai bună ziua de mâine. Mulțumim colegii Corina care s-a ocupat de horoscopul nostru din această dimineață. În clipele următoare îl cunoaștem, de fapt îl întâlnim sau îl cunoaștem în cazul în care îl cunoașteți, în cazul în care nu l-ați mai văzut până acum, pe Ovidiu Oltean. Ia uite, ia uite, două medalii și, desigur, avem aici și două diplome. Ia, hai să arătăm detaliile medaliilor. Băi, cât detalii. Sunt atât de strălucitoare încât colegii îmi spun că dacă nu le țin cum trebuie, nu putem să vedem nimic pentru că ne orbesc cu adevărat. Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața, Irina! Acestea sunt doar două dintre diplomele pe care... Cum să zic eu, le-ai primit de curând ca să le adaugi la colecția ta impresionantă de diplome care se ateste faptul că ești un foarte bun speaker. Da, sunt ultimele două premii pe care le-am obținut săptămâna trecută, weekendul trecut, la conferința națională de public speaking și leadership organizată de Toastmasters România la București. Toastmasters, această asociație, de fapt, și învață, cred, și testează cât de bun speaker ai devenit. Despre asta este vorba sau cu ce se ocupă tot? Da. Asta să înțeleagă toată lumea. Toastmasters este o organizație non-profit, un ONG, care oferă membrilor un mediu pozitiv și de suport reciproc, astfel încât aceștia să-și poată dezvolta abilitățile de comunicare și de conducere, de leadership. Toate într-o atmosferă foarte pozitivă, optimistă, de încredere, unde ne sprijinim unii pe alții pe baza feedback-ului pe care ni-l dăm unii altora la ședințele săptămânale, astfel încât în timp să devenim comunicatori mai buni și lideri mai buni. Pentru că până la urmă, atunci când ești pe scenă, în fața la zeci și sute de oameni, ești un model pentru oamenii respectivi și ești un lider, pentru că mulți dintre ei aleg sau nu să te urmeze. E adevărat. Și
din ce am văzut eu, poți, și chiar vorbeam ieri și cu Amalia Sterescu despre acest subiect, tot despre public speaking și despre felul în care poți să-ți depășești această barieră impusă de emoții de multe ori, prea multe emoții sau de gândul acela că, băi, eu nu pot să vorbesc în public. Dacă merge un tânăr, luăm un exemplu așa, săptămână de săptămână și își exersează această, cum să o numim? Hai să spunem, o teamă de a fi judecat și o teamă de a fi criticat de către publicul din fața ta. Pentru că până la urmă asta e teama adevărată. Teama de a vorbi în public pur și simplu, de a scoate niște cuvinte pe gură în fața oamenilor, nu există. Până la urmă și tu și eu, când am fost mici, am vorbit în public. Fie că a fost vorba de o sermare la școală, fie că a fost vorba de niște colinde pe care le-am spus în fața familiei, am vorbit în public și nu ne-a fost teamă de lucrul acela. Pur și simplu să scoți cuvinte pe gură nu este nimic înfricoșător. Dar există într-adevăr în spate teama de a fi respins de către oamenii cărora te adresezi, teama de a fi judecat și teama de a fi criticat, care sunt foarte dezvoltate și cu care m-am confruntat și eu. Mi-aduc aminte, am fost la prima ședință Toastmasters în septembrie 2012, cum mă simțeam în fața la 40-50 de oameni cât erau atunci în sală. Și în capul meu mergeau gânduri de felul, ok, oare ce o să zică, oare dacă o să mă bâlbui, oare dacă o să greșesc și o să mă pierd și o să-mi pierd ideile, dacă nu o să mai știu ce să zic. Până la urmă, la final, nu se întâmplă nimic. Și acum, urmărind enumerarea ta cu privire la temeri, îmi dau seama că toate aceste frici erau legate de niște chestiuni ce țin într-adevăr de formă, de ceva ce ne leagă cu publicul, pentru că fondul chestiunii, adică ceea ce tu vroiai să spui, e de necontestat, adică tu știi foarte bine ce ai de spus, trebuie doar să găsești modalitatea prin care să transmiți acel text, acea idee a ta. Da, în momentul în care tu ți-ai pregătit conținutul, ți-ai pregătit mesajul, aceea este temerea cu care te confrunți cel mai des. Bineînțeles, pentru persoanele care nu pregătesc nimic și se bazează doar pe improvizație, nu au o bază solidă de niciun fel, evident că apare teama, ok, oare ce o să se întâmple că nu ți-ai pregătit absolut nimic și nu ai niciun punct de care să te legi, pe care să-ți construiești încrederea în tine. Aceea le recomand tuturor celor cu care lucrez, fie că este vorba de ședințe de coaching 1 la 1, fie la cursurile mele, improvizația se află la celălalt capăt al pregătirii. Pentru concursul de la București la care am fost, 2-3 săptămâni înainte am început să îmi pregătesc discursul și cred că l-am repetat de peste 20-30 de ori ca să mă asigur că iese la perfecție. Temerea că nu știu ce o să se întâmple apare atunci când nu pregătesc nimic și mă bazez pur și simplu pe improvizație, pe starea de moment care o să fie. Care uneori îmi iese, alteori... Îmi cer scuze și pentru roceala asta, n-am ce să fac, din când în când mă mai trezesc și cu tuse de genul acesta. Dacă se întâmplă, mergi în fața unui public și intervin lucruri care ai putea să zici, uite, mi-a dat peste cap discursul faptul că m-a apucat o sesiune de tuse sau, ce știu, cineva a făcut un... i-a sunat cuiva telefonul în sală sau a fost ceva care i-a atras, a distras atenția, de fapt, publicului de la ce vreau eu să transmit. Tot timpul o să apară evenimente neprevăzute și pe care nu le poți controla. În primul rând, e nevoie să accepti ideea că nu poți să controlezi totul. Da, corect. Dacă ești un maniac al controlului și vrei ca totul să fie sub control tău, o să te trezești și o să te panichezi când se întâmplă un astfel de eveniment. Atunci, primul lucru, acceptă că o să se întâmple lucruri la care nu te-ai gândit. Doi, ce folosesc cel mai des și observ că funcționează este... folosește-te de eveniment pentru a transforma momentul în ceva amuzant, pentru a crea o glumă sau o ironie pe baza lui, dacă poți îndreptată spre tine, cel mai bun umor este autoironia atunci când vorbești în public, dacă o persoană tușește, dacă cuiva îi sună telefonul, fă ceva amuzant din toată lucrul asta, astfel încât să îi implici pe toți din public, să râdă toată lumea. Râsul este o formă foarte bună de a ridica energia unei sări. Dar ai nevoie să fii spontan și ai nevoie să fii dispus să faci haz de necaz în situații de genul ăsta. Nu te lua prea în serios. Oamenii scorțoși și care sunt foarte fermi și autoritari nu sunt neapărat pe placul publicului.
Deci ce recomand eu este să folosești situația respectivă pentru a crea ceva amuzant. Și mai e încă un lucru care cred eu, sau cel puțin eu îl apreciez când ascult pe cineva sau când particip la o prezentare. Omul care îmi vorbește trebuie să fie autentic. Cred că e un pic diferă de chestia de a nu fi scorțos. Eu sunt un pic două lucruri diferite. Dar cred că e un detaliu care pentru foarte mult e important. Categoric. Persoanele care de regulă dau dovadă de această autenticitate sunt persoane care vorbesc din propria experiență. Sunt persoane care își împărtășesc ideile filtrate prin prisma experiențelor lor personale. Nu vin cu lucruri doar citite în cărți și pe urmă le împărtășesc la alții, auzite pe la seminarii sau au văzut pe internet ceva interesant și ok, hai să vă împărtășesc și vouă. Sunt persoane care reușesc să transmită emoție autentică și pură pentru că își împărtășesc niște experiențe personale, niște întâmplări prin care ei au trecut. Și asta e un lucru pe care îi încurajez pe toți să-l facă atunci când se află pe scenă. Dacă nu ai trecut prin mesajul tău, dacă nu l-ai trăit, dacă nu ai o experiență personală legată de acel mesaj, nu te urca pe scenă să le vorbești oamenilor. Dăm cartea, trimitem link-ul către acel material video, dar care este plusul de valoare pe care tu îl aduci ca vorbitor în public, ca speaker, dacă nu vii să-mi spui experiența ta legată de acel subiect? Care dacă nu există, ești cam inutil acolo. Uite, ascultându-te, chiar mi-am adus aminte de o discuție similară avută cu câțiva colegi de facultate la un moment dat. Ne întrebam de ce oare un profesor tot vine să ne citească din cartea lui pe care noi oricum cu toții am cumpărat-o. Adică pe noi nu ne interesează un cititor din carte, ci o persoană care într-adevăr să povestească sau măcar să prezinte într-o altă formă lucrurile pe care le regăsim în carte. Dar cred că e important. Până la urmă, de oratoria asta bună și autentică avem nevoie în, cred că, toate domeniile vieții noastre, doar că nu întotdeauna suntem conștienți de ea. Pentru că un public, până la urmă, nu înseamnă 10.000 de oameni în față. Poate să însemne și, nu știu, oamenii dintr-un magazin sau, nu știu, 10 oameni din altă... Categoric. În momentul în care ai deja mai mult de două persoane în fața ta, ai un public. Și nu e vorba doar de a-ți prezenta un produs sau un serviciu, ci de a-ți vinde o idee, un mesaj. În momentul în care te adresezi familiei și dorești să-i convingi să facă ceva pe soția și cei doi copii ai tăi, ai deja un public. Și ai nevoie să știi cum să-ți structurezi mesajul pe care îl prezinți lor, astfel încât aceștia să-și dorească să facă ceea ce le propui tu. În momentul în care ești la facultate și susții lucrarea de licență, din nou, ai un public. În momentul în care mergi la un interviu și sunt mai mulți interviatori acolo în față, din nou, ai un public. În momentul în care ești într-un studio de televiziune și în spatele camerei sunt mai multe persoane, din nou, ai un public, doar că nu prezent, ci în spatele micilor ecrane. De foarte multe ori în viață, suntem vorbitori în public fără să ne dăm seama, fără să conștientizăm acest lucru. Da, așa este. Tocmai de asta eu mă bucur că a început să intre și în școli. Deocamdată cred că este doar opțional în anumite părți. La facultăți în Cluj am văzut iarăși a intrat, nu știu exact dacă e obligatoriu sau opțional, dar poate că din ce în ce mai mult va pătrunde în curiculă. Da, mă bucur tare mult pentru că beneficiile sunt atât de importante și multiple. Încredere de sine, dezvoltarea cunoștințelor, un vocabular fluent și coerent și, bineînțeles, relații noi, relații de calitate prin prisma a ceea ce spunem. Ca să ne întoarcem puțin acum către final la competiția de la București, spune-mi câți au concurat pentru premii? Aceasta deja este al treilea nivel în organizația Toastmasters, competiția națională. Am fost în finală 8 persoane, câte 2 persoane din fiecare regiune geografică a României. Adică a fost Transilvania, a fost Moldova, a fost vestul României și a fost sudul cu Bucureștiul. Și din fiecare regiune a fost câte 2, cei mai buni din fiecare zonă. Iar ca să ajungem la faza zonală, fiecare a trebuit să-și câștige etapa de club. Deci, practic, aceasta este al treilea nivel. Au fost 4 concursuri la București, 2 concursuri de discursuri pregătite în limba română și limba engleză și 2 concursuri de evaluări de discurs, unul în limba română și unul în limba engleză. Concursul de discursuri pregătite, ce presupune? Fiecare concurent urcă pe scenă și are 7 minute la dispoziție să livreze un discurs despre orice,
Experiența personală îmi spune, dacă stau să mă uit puțin în timp din 2013 până astăzi, timp în care s-au adunat cele 12 premii naționale, că atunci când îți pui o poveste de viață, câștigi foarte ușor publicul. Sunt foarte mulți concurenți care vin cu mesaje utile, valoroase, motivaționale, foarte benefice, dar nu au o poveste, nu au o experiență de viață și atunci nu reușesc să transmit o emoție autentică, exact cum spuneai tu. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult. Știu că te-aș putea asculta și mai mult. Îmi spun colegii însă că trebuie să încheiem. Încă o dată felicitări, iată două medalii pe care le-a adus în Cluj Ovidiu și succes și pe mai departe pentru toate celelalte competiții în care te mai înscrii. Noi ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8, iar astăzi după ora 11 ne auzim la Napoca FM. Toate bune!